Dacă până acum, din punct de vedere mental, ne-am simțit blocați între patru pereți și nu am văzut cale de ieșire, azi situația este pe cale să se schimbe. Mulți vom avea momente de inspirație, vom comunica mai mult decât de obicei și vom aduna informațiile lipsă. Totul tinde să devină mai clar, dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Este timpul să fii foarte obiectiv și să clarifici o situație ce ține de dreptul de proprietate, bani, dar și de respect. Unii nativi vor primi informații prețioase care, pe viitor, vor întoarce lucrurile în favoarea lor. Taur. Este de mare ajutor să-ți verbalizezi dorințele și să spui concret ce vrei. Și tot azi vei vedea detalii pe care până acum le-ai omis. Gemeni. Vei înclina să despici firul în patru și să analizezi experiențe private pe care poate că le-ai trecut cu vederea până acum. Conversațiile pe care le porți azi sunt revelatoare. Rac. Vei căpăta o nouă perspectivă asupra unui proiect sau a unei prietenii. Atenție la felul în care relaționezi cu părinții. Nu mai este decât un pas până să iasă scântei. Leu. Vei aborda fiecare obiectiv din carieră cu multă logică și foarte echilibrat. O persoană dragă îți poate da un confort psihic. E liniștitor până la urmă să știi că ai pe cine să te bazezi. Fecioară. E o zi bună pentru a lua decizii importante, mai ales că unele probleme au ajuns la data limită. De asemenea, partenerul ți-ar putea reproșa că l-ai cam neglijat de dragul de a câștiga mai mulți bani. Balanță. Este posibil ca azi să ajungi la o concluzie decisivă. E ca și cum ți s-ar ridica un văl de pe ochi și vezi chestiunile bănești într-o lumină nouă. Alte balanțe privesc în urmă și realizează cât de mult s-au schimbat. Scorpion. Nu ar strica să te detașezi emoțional de subiectele fierbinți, să vorbești mai puțin și să asculți mai mult. De asemenea, a cam sosit vremea să nu îți mai irosești talentele și să faci ceva constructiv cu acestea. Săgetător. Trimite mail-uri sau mesaje folosind un ton cât mai calculat și diplomat. Dacă ai avut probleme de sănătate, azi vei descoperi care este cel mai potrivit tratament. Capricorn. Vei fi dornic să îți împărtășești ideile. Nu sunt excluse nici revelațiile romantice. Iar la job, dacă râvnești la anumite avantaje, cere și ți se va da. Vărsător. E în calcul să îmbunătățești condițiile în care locuiești. Posibil să primești și vești semnificative legate de oportunitatea unui job. Iar latura ta creativă va stârni multă admirație. Pești. E foarte posibil să îți fie rambursați niște bani sau să primești vești legate de o moștenire. În prima fază, poate că ți-ai pierdut speranța că vei mai intra în posesia lor, dar se pare că rezultatul este de partea ta. Acesta a fost horoscopul. Să aveți o zi minunată!